Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Călăraș vine în întâmpinarea donatorilor și va avea deschis în ultimul weekend din lună. Având în vedere contextul epidemiologic actual, imposibilitatea efectuării de colecte mobile și scăderea numărului de donatori, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Călăraș anunță donatorii județului că programul de donare de sânge se va desfășura și în ziua de sâmbătă, 29 august, după programul normal, între orele 8-14. Locuitorii județului sunt așteptați să vină să doneze sânge și în data de 29 august pentru a putea face față tuturor solicitărilor spitalelor din județ. Donatorii beneficiază de 7 tichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei, decontarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării și analize gratuite.